pe de-o parte este foarte bine că a început toamna și o să fie o toamnă lungă, dar n-am plouat. Dar vremea este superbă, vremea este așa de frumoasă, deci nu mai simți disconfortul apăsător. Este extraordinar, cel puțin până la orele 12 este un aer curat și e foarte, foarte bine, foarte sănătos, dar cât de sănătos să fie dacă e lipsa atâta de apă. Deci trebuie, după primele ploi care vor veni, o să fie nemaipomenit. Dar noi trebuie să fim optimiști, să ne bucurăm de toamnă, să ne bucurăm de sănătate, să avem grijă de noi, să avem grijă de cei de prin jurul nostru, de nepoții, că îi fac must. De-abia aștept în această seară să-i duc mustul limpede, îl las să decanteze, să se liniștească. Și dacă ați vedea cum vrea must extraordinar și eu mă înțeleg cănuța cu must și o duce la guriță și o bineînțeles că dă și pe ea jumătate o varsă pe ea, dar asta e frumos. Copiii trebuie să lăsăm așa, să fim foarte atenți la cum se mântăresc ei și cum se joacă. Pentru că ce are în față, răsculește, mănâncă cu mâinile, cu mânuța ei, dar răsculește și de cu mâna prin toată mâncarea. Lasă niște sfânta, acolo e frumusețe, acolo e dragă distracția noastră. V-am spus și vă repet, mamelor, bunicilor, să deveniți bunici. Cât de frumos este, câtă bucurie poți să ai în suflet, că știi că ai un îngeraș care ți l-a trimis Dumnezeu. Un îngeraș lângă tine, care știi că te numești bunică lângă ea. Este ceva, nu se poate explica această mare bucurie.